Doamnelor și domnilor, cea mai veselă echipă și cel mai adormit program de divertisment împlinesc astăzi 12 ani. Vin în fața dumneavoastră pentru a sărbători 3000 de ediții de Neața, gazdele matinanului, Răzvan și Dani. Doamnelor și domnilor, părinții divertismentului, oamenii fără de care televiziunea astăzi ar fi fost mai săracă. În dreapta Răzvan, în stânga Dani, de 12 ani, lângă noi, în curând. N-au avut bani de altă trupă, așa că am venit noi astăzi. Doamnelor și domnilor, la aplauzele dumneavoastră, Răzvan și Dani! Părinții divertismentului din România! Doamnelor, să de cochiul liber, am făcut 12 ani de Neața. Bună dimineața! Ne-ați venit la o ediție de colecție, la o ediție de film, la o ediție de Oscar, deși nu toți arătăm ca într-o seară de Oscar. Bună dimineața, Cătălin Oprișan! Bună dimineața! Sper că ai pierdut un pariu, Cătălin. Eu sunt pe post de bodyguard. Astăzi pe post de bodyguard. Am vrut să marcăm 12 ani împreună, așa cum am făcut în aproape fiecare zi a vieții noastre. Numărăm o decadă și încă 2 anișori în care ne-am bucurat, în care uneori am plâns, de foarte multe ori am râs, am cunoscut oameni interesanți, am adoptat, nu-i așa, artiști interesanți, Fristei și gașca... Gașca de prieteni, mulțumim că ați venit astăzi toată ziua alături de noi. 12 ani în care ne-am transformat din colegi, din operatori, din mașiniști, din producători, din regizori, cameramani, redactori. Ne-am transformat în mamă, tată, unchi, mătușă, vărul de la Buzău, care vine uneori mai afumat, nu-i așa, și dă bani copiilor de Crăciun. În general, noi suntem o mare familie. Vă mulțumim că timp de 12 ani ne-ați suportat în casele voastre. Am fost informat că urmează încă 12. Dacă vrei să... Dacă vrei să spui ceva emoționant, Răzvan, trebuie să-ți iei confetile din cap. De ce bodyguard ești, mă? Ei, am luat doar după umeri, îmi cer scuze. Doamnelor, nu știu dacă știți, povestea acestei emisiuni începe cu o negociere cu actuala echipă de producție, cu producătoarea noastră, Elena, într-un loc de joacă pentru copii. Se întâmpla undeva în centrul orașului, am hotărât să ne strângem acolo, să povestim sincer, într-o grădăgie și un vacarm, ce au continuat 12 ani de zile. Negocierea s-a dus într-un loc de joacă pentru copii. N-am știut că 12 ani emisiunea asta va fi un loc de joacă pentru copii, unde unele fetițe și acum își pun rochia în cap, deși știu că nu au voie și nu e frumos. Unde vin și copiii nesupravegheați și se prezintă. Unde, da, vin foarte mulți copii talentați care știu să se joace frumos, dar vin și alți copii care n-ar trebui să fie lăsați niciodată să iasă afară. Dar aici au condiții bune să se desfășoare. Ce e fain este că suntem o familie, noi ne știm pe nume rudele, câinii unora, știm unde stau ca să-i căutăm dacă ne datorează bani. Și ce e cel mai fain este că am rezistat mai multe ore de live, atenție, mai multe ore de live decât orice altă emisiune de divertisment din România și pentru asta vă mulțumim. Astăzi o emisiune de gală, prietenii emisiunii vin în platoul de la Neața, unii cântă, alții dansează, cei mai mulți astăzi o să spună lucruri foarte, foarte sincer despre noi. Ce cred ei despre noi de la pupitrul ăsta pe care l-am realizat împreună cu ai noștri colegi ca să dăm atmosfera asta de Oscaruri. Premiile de la Neața arată într-un fel simpatic. La Vlăduț în bucătărie vedeți trofeul ce va fi înmânat celor ce de 12 ani și nu mai mult sunt alături de noi. Vlăduț este și el în bucătărie, e în regimul ăsta de film, după cum vedeți Star Wars scrie la el pe piept. Colegii de la Fristei vor sta alături de noi până la finalul emisiunii ca să fim de adevăratele ca la Oscaruri, după cum vedeți, atmosfera nu e chiar una de dimineață, nu? Este una mai mult de seară. Ar trebui să o mutăm emisiunea peste Capatos. Da, da. Eu am venit cu asta, m-am hotărât, vreau să-l câștig eu, să-l iau eu, e trofeul meu. S-ar putea să-l iei, pentru că astăzi parte din colegii noștri vor spune, ca într-un roast, că se poartă genul ăsta, ce cred despre realizatorii sau prezentatorii acestei emisiuni. Unii vor face un roast muzical, alții vor face un roast ca la carte. Cei mai mulți nu cred că vor avea tupeul, nu-i așa, să ne spună chiar tot ce gândesc despre noi, că ne vedem și în alte conjuncturi, uneori și acasă. Ba da! Adică, scuze, eu așa știam, am scris ce mi-a venit. Da, vezi de treabă, da. Deci și el face un rost, uite, asta nu știam. În gașca de la Neața de ceva timp s-a format un grup al dezgustătorilor. Practic ei sunt colegii noștri. Puberu, cameramanul cel mai înalt, practic, cel mai bun, cel mai înalt, cel mai mare cameraman din România. Georgica de la montaj, Aurica de la producție și, evident, Duță, cel care îi păstorește. S-au întâlnit zilele trecute și cumva pe ascuns. Scuze-mă, putem băga mai repede materialul, că eu nu știu dacă nu cumva m-am lipit de auriul Aurica.